Caz șocant: o femeie a fost la un pas să fie îngropată de vie. Aceasta s-a trezit din comă chiar în momentul în care criminaliștii care anchetau decesul se pregăteau să-i trimită trupul la IMLE caz cu tremurător în România. A fost declarată moartă, dar s-a trezit înainte de autopsie. Conform Antena3.ro, femeia a intrat în comă după un atac cerebral, iar polițiștii comunitari s-au grăbit să-i declare decesul, înainte de a verifica dacă femeia mai respiră sau nu. Femeia de 45 de ani din Medgidia a fost considerată moartă mai bine de o oră de polițiștii de la Ordine Publică. Agenții fuseseră alertați de un vecin care nu o mai văzuse de o săptămână. Când criminaliștii prelevau probe din apartament, femeia a început să se miște și să vorbească. Polițiștii care s-au grăbit să o declare decedată pe femeie nu vor fi sancționați. Asta pentru că ambulanța nu a trimis un echipaj medical când a fost anunțat cazul la 112. Femeia a fost internată la spitalul din Medigidia pe secția de neuropsihiatrie.